Bună, hai să facem împreună cu mine niște decorațiuni de Crăciun. Continuăm cu decorațiunile de Crăciun și facem un brăduț. Însă nu facem un brăduț oarecare, ci un decor de masă. Iar brăduțul pe care îl facem va fi un brăduț asimetric, să-i zic așa, deoarece lateralele brăduțului vor fi făcute diferit de centru în degrade descrescător. Baloane verzi, baloane negre, baloane aurii, roșii, o steluță aurie au fost componentele acestui brăduț, ajutându-ne de pompă electrică manuală, un cup de măsurat și bulinuțe de lipici. Așa că vizionare plăcută și spune-mi, te rog frumos, cum ți se pare. Sărbători fericite încă o dată! Pa, pa!